Franții lor, fiind femeie, mă uit la mine și așa n-am voie să dau învățături ca femeie, dar pot să urez în numele Domnului Iisus Hristos ca anul acesta să ne aducă Domnul mai multe împliniri. Împliniri în ce sens? A fi mai pocăiți, mai credincioși, să facem mai mult bine, toate că nu duc lipsă de asta, dar totuși aș vrea să fiu mai puternic în direcția asta. Anul care a trecut, aș fi vrut să fiu mai plină de putere, plină de nădejde, mai credincioasă și multe altele care ne trebuie nouă să putem propăși înaintea Domnului. Dar știu și sper că anul acesta să mă rog Domnului mai mult să-mi dea putere, să pot aduce și oameni la pocăință. Nu numai a servi la masă, mă gândesc că nu numai asta trebuie să o faci când ești credincios. Și mai ales, fiind soție de pastor, e foarte greu. Și cine mă cunoaște, trebuie să roage Domnului și pentru mine, ca Domnul să-mi dea putere, când fac o faptă bună, când mai vine cineva prin casă să fac cu dragoste. O fost și clevetire anul trecut. Mai mi-aducea frați romi. Și când vedeam, nu-mi plăcea. Doamne, iar nu mi-ai adus țigani, nu o să zic pe față. Iar mi-ai adus așa, dacă ne îmbolnăvește, dacă ne așa. Dar dacă stai bine și te gândești, ne gândim la versetul de Biblie care zice am fost bolnav, am fost nemâncat, am fost la pușcărie, am fost încolo, încoace, nu? Și te gândești, Doamne, dar când ai fost așa? Și dacă stau bine și mă gândesc, pot să zic că și țiganul ăla sau romul ăla, cum să zicem, poate că Domnul o trimis pentru mine. Ca să îmi vadă mie credința mea. Și dacă fac fapta asta bună de a-L primi, bine, te gândești de multe ori când trebuie să faci chiar tot ceea ce îți cere El. Că pot să zic că mi-a cerut și o pereche de pantofi de piele. N-o vrut de vinilin sau eu știu de ce aveam. M-am potignit și în asta. Dar să ajungem la anul acesta. Asta îmi doresc și doresc tuturora. Ca Domnul să ne dea putere, să facem fapte bune. Amin. Și tot ceea ce ține de pocăința noastră. Să ne chinuim, să ne luptăm lupta cea bună. Amin. Știu că nu prin faptele noastre, știu că Domnul ne iubește prin ceea ce vrem noi să facem, dar să facem bine. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Domnul să vă binecuvinteze și să spuneți ceea ce simțiți, ceea ce vă dă Domnul. Nu să ne formalizăm, ci să fim ca o familie, ca niște frați. Eu așa am deschis inima pentru că sunteți frații mei și am spus ceea ce am simțit. Amin.